Dar oare merge la patinoar după, cred că merge, nu? Cred că după ce facem astea. Nu prea merge pixul ăsta. Oho, a venit iubirea mea. Băhăi. Ce vrei, mă, mămăligă? Băi, mămăligosule, ai grijă. Bă, ce face Mariana până ora asta? Nici eu nu știu ce face. Nu e la play aici, a? Acolo s-a putea să fie. Nu e. Ce o să zici? Să trăiești, tată. Ce ți-a trimis? Mare de-o mare băier. Ce ți-a trimis? Asta? Rapid. 2006. De 2006? Echipa mare? Mhm. Wow. De ce 2006 că nu înțeleg aici? Atunci, 2006. Nu, asta e chiar 2006 că am jucat timp cu aeroplane. Și au ajuns în optime. Așa, asta cum fi original cu Dei, nu? Da. Unde e Coman? Uite aici, primul. Și antrenorul? Ăla, Răzvan Lucescu. Asta e aici, pe Răzvan. Am mus o dată pe Răzvan Lucescu. Unde e Șumudică? Ce treabă are Șumudică? Tei. Vreau să vă... pe Coman îl cunosc, pe alții... și pe ăsta cine e? Lazar. Marius Constantin, Săpunaru. Săpunaru cunosc. Maftei. Asta nu mai știu cine e, am uitat. Așa. Mai zi. Grigore. De ce râde în halul ăsta? Grigore. Violer Moldovan, ăsta e... Dar dă și mai spre mine, că eu nu văd. Și pe ăsta am uitat cum îl cheamă. El, a jucat și el? El ce era? Bă! El era jucător atunci? Normal, în 2006. Cum îl cheamă? Violer Moldovan. Era și el jucător în 2006? Normal. Era cel mai bătân, cred. Hei, da. Și el? Nu știu cine. Eu nu pot să-mi dau seama cum îți place ție poza asta. Care? Nu, adică n-am zis că asta. Nu îmi place. Fii atent cât de frumoasă sunt. Da, dar uite, asta îmi place mai mult. Care? Ție, Grigore, care îți place mai mult? Păi da, să-mi spui. Asta uite, sau aia? Asta. Uite-te la asta. Asta. Sau? Sau asta. Asta. Nu mai era între astea două, bă. Aia, care îți place și de. Aia? Da. Și mi-e place mult. La aia la tine și nu prea marchiată. Ești uite, la ochi și la buze. Compar tu asta cu asta? Și asta e frumoasă. Da, da, asta e beton. Asta e așa mai sexy, mai un aer, incitantă, mai arătoare, mai America wow, de Sud. Mai... Da. Nu, eu nu pot să vă înțeleg pe voi, mie îmi place aia. Dar în momentul de față, tu ca persoană ești mai bine decât toate pozele. Mulțumesc, Grigore. Plăcere. Ai mândelule? Hai, ne lași cu ăla, sincer, nu ține de caldul ăla. E bun de spânzurat. N-am zis la nimeni nimic, de ce m-au criticat așa. Am venit iubi. Ia fă-te că dormi. Mariana! Hai, hai! Să te faci că dormi. Sau cum, cu Gina în pat. Hai, fă-te Mariana, că dormi cu Gina în pat. Lasă-ne cu glumele astea. Lasă glumele astea, Raimund. Așa îmbrățișat. Hai, Mariana, hai odată. Unde e? Bune. Lasă să vină la noi, să zice. Hai, Mariana, să ne spui. Da, cât ai stat? Mariana, ai vești bune sau rele? Lăsat. Când a început să mă doar. Și apoi... Pipiu. Mari. Cea mai înfocată suportăriță. Mariana! Fii cu minte! Bine! Vrei? Nu, vreau să nașp. Cum o să-i pun mâna Silvana? Silvana, bomboana Silvana. Uh-huh. S-a pus batoza.
Auzi că duminică mergem la copii. Am auzit. Eu credeam că mâine. Da, crede. Credeam că... Credeam că... Un bebică? Da. Frumos. Ce? Oh. Și dacă te gândești ce? Mă gândesc. Și dacă te gândești. Hai, Mariana, că stric la tine de 10 ore. Ce ai? Spune-o dată. Analizele a fost suspect de apendicită. Și nu mai e? Mi-am făcut la sânge, nu ieșea nimic infecție în sânge. Și? Trebuie să-ți iasă. Și apoi mi-a făcut și ecograf, nu se vedea apendicele. Deci nu există apendice. Ba da, există. Nu, ești, nu ești de apendicită. Nu, și n-am vrut să rămân. Am semnat că nu vreau să rămân în cazul în care mă doare, mă duc. Așa, păi și la ginecolog ai fost? Păi nu, pentru că nu o să fac efort, mâine o să merg cu voi doar. Păi și atunci de ce te doare? Păi stai puțin, nu trebuia să te duci la ginecolog și la doctor pentru apendicită? A fost de urgență. Așa. Și mi-a zis că s-a suspect de apendicită. M-a trimis să fac analizele la sânge. Și nu a ieșit? Așa, și în același timp... Ecograf. Și nu a ieșit. Și prima dată a zis că nu a ieșit, că e poate din cauza la altceva. Apoi când am văzut că vreau să plec, am mai pus un aer curat cum asta e și m-a păsat în așa fel încât m-a durat de max, nu te-am spus niciodată. Înseamnă că ceva ai. Apoi m-a trimis la plămâni. Ce treabă un plămâni jos acolo? Să fac și radiografie de aia, sau cum se face. Am făcut-o și pe aia, m-am întors și am zis că vreau să plec, nu vreau să rămân. Așa. Am semnat că vreau să plec și atât. Păi da, dar de analize, ce de alte analize urmează să faci? Nu știu. În cazul în care mă simt rău, mă duc direct. Că direct unde? Nu are ce să fie. Direct ce să scoată? Apendicită. Nu sunt normal. Așa, că nu ți-a ieșit nimic în sânge, dar să fac apendicită, nu scot apendicită tot. Dacă ți-a scot-o și n-ai avea... Cum să scoată mă apendicită dacă nu ți-a ieșit la infecție? Sunt o grămadă de cazuri. Doamne, așa, dar cu dragul de a scoate ceva. Nu, să zic o prima dată, nu... M-a apăsat, mă dura, dar două oare că m-a apăsat de când în așa fel. Păi să vadă cât. Încă nu mai puteam. Mai era o fată de 20 de ani, tot așa, nu i-a ieșit nimic în sânge și i-a mai făcut o dată analizele. Da, o durea la fel ca pe tine? Da, o durea tot așa. Dar în ce hal vorbesc doctorii, acordește, i-a luat trepăt zi pe așa, imediat. Ce ai tu? Da, băi, știu cum țipă, cum toamnă. Și am fost o grămadă de oameni bolnavi. Arăt, groaznic. Dar mie mi se pare absurd, adică te-ai dus degeaba. Și că dacă ești în caz de urgență, vin înapoi ca să ce? Să scoatem apendicele, chiar dacă nu ești de apendice. De tot asta e, dacă îi spunea că nu e ceva, de ce să rămân să facă așa ceva? Că deja am spus